Bine v-am regăsit la o nouă ediție din cadrul întâlnirilor înregistrate Zoom pe literatura română. Astăzi este alături de noi Andrei Măcuța. Îți mulțumim, Andrei, pentru receptivitate. Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să fiu alături de voi. Și noi ne bucurăm. Am văzut că ești membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad. E o perioadă conflictuală, cu destule contre între formulele asociative. Crezi că schimbarea se produce din interior sau din alternativă? Da, e un aspect asupra căruia nu aș vrea să stărui foarte mult timp, din simplu motiv că sunt cumva așa un autist al politicii literare. Nu prea sunt la curent cu taberele care sunt. Știu că există o tabără contra Uniunii Scriitorilor, dar nu pot să spun că am intrat în Uniune pentru că am avut o dorință exacerbată să intru. Am intrat din simplă inerție, pentru că așa m-a dus valul și după câteva cărți publicate am făcut parte și din această asociație. Dar dincolo de acest fapt, am prieteni foarte buni și în afara Uniunii și în Uniune, deci nu, eu nu îl văd ca pe un conflict. Mă rog, că ar fi acolo, în interior, nu știu, un mic, așa, un mic există o tendință de a se instala un mic iz de, nu știu, ușoară dictatură, e altă problemă. Dar nu sunt probleme care, să spun, care mă preocupă. Ești cumva în afara acestor mici, nu știu, zânzani. Da, nu. Nu pot să spun că n-am fost niciodată implicat nici în politică și nici în politica literară sau în aceste, nu știu, conflicte. Sunt la curent, evident, cu tot ce se întâmplă, dar, în primul rând, toată energia mea o canalizez în scris. Aș fi vrut să te întreb despre industria cărții în România. Se vehiculează cam tot timpul aceleași nume în librării, iar de ceva timp, în ultima perioadă, de când cu pandemia, au început să pună cumva preț și pe literatura română contemporană. Dar parcă sunt cam aceleași nume pe care le auzim tot timpul. Crezi că vom scăpa cumva de acest provincialism al favoriților? Nu, nu o să scăpăm. Nu o să scăpăm cu cel puțin cu graba, mai ales cu graba, mai ales și după această pandemie care cumva a răvășit toată lumea asta a cărților, chiar și pe plan financiar. Da, în primul rând, nu înțeleg tot timpul această promovare excesivă a, cum ai zis tu, ai VIP-urilor. Cred că e în primul rând o greșeală de marketing din partea librarilor și a celorlalți, pentru că în cărțile foarte cunoscute și autorii celebri oricum se caută și atunci cred că ar fi cumva și în interesul lor, al librarilor, să așeze în vitrină cărțile mai de nișă, care nu, mă rog, care nu au aceeași distribuție ca o editură foarte mare. Și cred că asta ar ajuta foarte mult cel mai mult autorii contemporani români, pentru că sunt foarte mulți autori publicați la edituri mai de nișă care, nu știu, de care nu ai auzit. Și eu mi se întâmplă să aud de autori care deja sunt la a patra, a cincea carte, să le citesc acum prima carte și să mi se pară foarte bun, dar nu i-am mai citit pentru că nu i-am găsit librării. Exact, nu sunt aproape deloc vizibili nici către cei din preaslă și nici către public. Da, e. Este o problemă. Perioada de pandemie a fost stimulativă pentru scris la tine? Da, mi s-a mai pus această întrebare. Nu a fost deloc stimulativă. În această perioadă nu am scris absolut deloc. Tocmai am finalizat, chiar înainte de pandemie, am finalizat un volum nou de poeme.
Dar chiar în, efectiv în pandemie nu am, nu am scris absolut nimic. Nu pot să spun că am avut o lipsă de inspirație, pentru că la mine e un fel de ciclu. După ce scriu o carte, am nevoie de o perioadă de pauză mai îndelungată și s-a întâmplat să vină perioada chiar în, în această pandemie. În schimb, am recuperat la partea de lectură, am citit foarte mult și pot să spun că am scris recenzii cronici despre cărțile unor autori români. Ne poți spune câteva titluri ale cărților pe care le-ai Da, sigur. Chiar ultima carte, cea mai recentă pe care, pe care am citit-o și care mi-a plăcut foarte mult, este apărută chiar în acest an la editura Paralela 45. Este vorba de Când ai sufletul plecat, de Alexandru Rod, o carte pe care o recomand cu toată căldura. Alexandru se află deja la a doua carte, după ce a debutat cu roman acum, cred că aproape 10 ani, nu s-a grăbit cu, cu al doilea volum. Altă carte a fost antologia bizară, antologie de poezie românească SF, coordonată de Vasile Leac, Hotel Cosmos, apărută la Actalia, cred că am trecut, iarăși tot așa o ciudățenie. Am o predilecție spre literatură mai ciudată. Am mai citit, pot să zic, am mai citit un jurnal foarte interesant al lui John Steinbeck, care se numește Călătorii cu Charlie, Charlie fiind cățelul său. O carte foarte, foarte interesantă și bine scrisă. Adică am descoperit cu această ocazie plăcerea de a reciti jurnale. Un alt jurnal care, pe care îl recomand cu foarte mare căldură, care este excelent scris, aparține unui autor român. El se numește Ciprian Măceșaru și titlul este Infrapaginal. Tot anul trecut parcă i-a apărut. Am mai citit, în sfârșit, abia acum, cu mare rușine, trebuie să o recunosc, celebra antologie de la Poliroma lui Dan Sociu, Vino cu mine, știu exact unde mergem, care e deja apărută de vreo 5-6 ani, cred. Iarăși o surpriză plăcută. Nu la fel de plăcută a fost volumul din de anul ăsta sau de anul trecut, Wow, care mi s-a părut sub nivelul antologiei. Deci, mai multe titluri și autori români și străini. Eu în mare parte citesc scritori americani. Am făcut și o teză de doctorat pe opera și viața lui Salinger și am tradus o antologie poetică de Richard Brautigan. Da, am citit câte ceva și mi-a plăcut. Și chiar voiam să te întreb de ultimul volum apărut, de Portret al Artistului după moarte, apărut în acest an la editura Universității de Vest din Timișoara. Au apărut deja și cronici. Am citit și volumul și cronica lui Andrei Zărnea și mi s-a părut potrivit asemănarea volumului cu ritualurile mexicane din India de los Muertos. Când l-am citit, am avut impresia că am dat peste un jurnal și cumva parcă mă uitam în stânga și în dreapta să văd dacă m-a văzut cineva descărcându-l ilegal de pe internet. Foarte multe sentimente, lipsa tatălui se simte cel mai pregnant, însă nu lipsește umorul, autoironia. Ai vrea să ne spui tu mai multe despre Portret al Artistului cu moarte? Da, sigur. Ca să închei paranteza cu cronicile, despre carte a scris Andrei Zbârnia, care este un prieten bun și coleg de fan club. Noi simpatizăm aceeași echipă de fotbal, Borussia Dortmund, și de acolo ne-am cunoscut. Am mai scris și asta, da. Da. Au mai scris despre carte și Romulus Bucur în revista Arca, Simona Constantinovici a mai scris În la punct, Șerban Axinte, În dilema veche, au avut și mulți alții, au avut o receptare nesperat de, așa de, cum să zic, de caldă și de vastă.
Cât despre carte, na, pentru mine e o carte specială, pentru că e dedicată tatălui meu, care a fost și el scriitor, a fost poet, critic și traducător, și care, din păcate, de 3 ani de zile nu mai e printre noi. Face parte din acea categorie de cărți care se scriu singure. Tocmai poate pentru că au stăruit în noi o viață întreagă și s-au tot scris și s-a lungul anilor. Cred că literatura autentică stă pitită în biografia fiecărui scriitor, oricât am cotio și ne-am ascunde în spatele ficțiunii. Tata chiar avea o vorbă atunci când simțea că textele mele se diluează și pierd cumva din consistență, îmi spunea, mai fă și tu o pauză de la scris și trăiește-ți puțin viața ca să ai apoi despre ce scrie. Cred că viața bate literatura și de multe ori, prin desfășurarea ei imprevizibilă, poate fi mai poetică decât orice text scris, fie el și unul foarte bun. Orice abatere de la rutina zilnică e poezie. Chiar și moartea tatălui meu e tot o poezie. Sau a bunicului. Viața lor a fost poezie. O să spun mai ales a bunicului care a luptat în al doilea război mondial și s-a întors de pe frontul sovietic cu o raniță plină de povești pe care le-am asamblat la momentul într-un volum pe care mai apoi l-am dedicat, cred că prin 2009, se numește Porcilator, acel volum dedicat bunicului. Eram conștient că voi scrie cândva un volum și despre tata, nu știam dacă va fi proză, dacă va fi poezie, poate va fi jurnal, dar nu mi-aș fi imaginat că se va întâmpla atât de curând. Spuneam că unele cărți se scriu singure. Da, Portretul artistului după moarte e o carte care s-a scris singură și poate că versul a fost elementul de legătură mai potrivit și mai intim pentru a scoate în evidență această relație dintre tată și fiu. Poate că în proză o dezvoltare cumva mai pendelete a unui astfel de subiect riscă să dea cumva un sentimentalism și de aia am ales să fie poezie. Pentru că poezia are calitatea de a elimina singură surplusul de cuvinte. Nu cred că mi-a luat mai mult de 2 luni de scris zilnic și asidu ca să finalizez acest volum, dar nu e vorba de rutina scriturii de zi cu zi într-un program autoimpus. Această carte a fost cumva total opusul rutinei. A fost o dictare interioară și nu numai. Poate un exercițiu de comunicare cu tatăl meu dincolo de viață. Altfel nu îmi explic senzația atât de vie că unele versuri chiar el mi le-a dictat. Da, se simte toată această emoție. Ai vrea să ne și citești ceva din volum? Da, sigur. Mulțumim. O amintire de neuitat. Rememorez boacănele copilăriei cu o plăcere irezistibilă. Uneori râzi în hohote, alteori plângi de duioșie, dar dintre toate năzbâtiile nu o vei uita niciodată pe aceea când ai mușcat dintr-un pahar de sticlă, însă ai avut șansa vieții să fie chiar atunci tată lângă tine. Nu te ceartă, nici nu te sperie, prezența lui calmă te liniștește. Îți țese, să-ți dai seama, o amintire de neuitat, în timp ce degetele lui, mai ușoare decât aerul, ridică ciobul de pe limbă înainte să-l înghiți. Mașina de tuns iarba. Tata mereu îmi spunea să nu mă grăbesc atunci când tai iarba, să aibă timp lama să tundă gazonul uniform. Dar eu nu îmi doream decât să scap cât mai repede de corvoadă, de mirosul de benzină și ulei de motor, de praful împrăștiat, de puful iritant al păpădiilor retezate. De fapt, nu îmi plăcea să mi se dea indicații, știam eu mai bine ce am de făcut. Și mă grăbeam nu pentru că aveam alte priorități, ci pentru că e în natura lucrurilor ca fiii să se contreze cu tații. Acum nu mă mai grăbesc. Împing mașina încet,
și încerc să-i ascult sfaturile, însă huruitul motorului ia vocea de sub pământ. Poți citi și poemul care dă chiar titlul volumului, Portretele artistului după moarte. Sunt zile fierbinți în care nu îți vine să ieși din casă, dar noaptea te strecori în grădină și te bucuri de răcoare, stai întins pe iarbă și privești cerul cu ochii limpezi, ai adormi acolo, tolănit și fără gânduri, dar te temi, ți se face inima mică, mică, îți dă târcoale o frică de moarte, că te-ar putea înghiți pământul pe când te trezești. Și învățături către fiu. Pe măsură ce ai ajuns să-ți cunoști tatăl mai bine, îți dai seama că nu e decât un copil. Ai vrea să-l legeni, ai vrea să-l întrebi de toate și să-i spui cât mai multe, dar el e un nou născut, hotărât să baune și să gângurească. Te pui să-l legeni, să-l ții în brațe, să-l faci să se oprească din plâns, dar de ori de ori încerci, nu-ți iese și realizezi că, de fapt, tu nu ești pregătit să devii fiu. Mulțumim. Da, cred că sunt suficiente, nu? Sigur, dacă vrei să ne mai citești, nu e nicio problemă. Vă prezint cana mea cu Batman. Am scris și o carte de proză scurtă, apărută în urmă cu 2 ani, de povești cu supereroi, care se numește cumva sugestiv Superman versus Salinger. Da. Vorbind de supereroi, mă gândeam la ultima perioadă și la criza prin care au trecut publicațiile culturale, care oricum o duceau foarte prost. Și cumva s-au salvat, fie prin abonamente, nu știu, poate cititori răzleți sau poate un public fidel, ei fiind supereroi. Și mă gândeam ce mai reprezintă presa culturală astăzi. Presa culturală, nu știu, rămâne cumva aceeași, pentru că nu va dispărea niciodată publicația electronică. Vom putea mereu citi literatură vie pe internet, chiar, să spunem, într-un scenariu cel mai apocaliptic în care vor dispărea cărțile și vom trăi scenariul din Fahrenheit. Vom avea la îndemână internetul și vom putea citi, în cel mai rău caz, nu știu, ediții foileton din volume publicate pe bloguri sau în reviste. Vom putea citi în continuare revistele apărute online. Deci nu cred că avem de-a face cu o criză. Avem mai mult de-a face cu o criză efectivă a cărții ca obiect publicate. Pentru că aici e mare problema. Aici e problema cea mare a vânzărilor afectate puternic de acest COVID. Ce crezi că ar trebui să facă editurile sau librăriile mai mult ca să fie mai, să fie vizibile cărțile și să le cumpere lume? Cred că ar trebui să-și impună un program de, așa zis, austeritate pe care să și-l cumva să-l accepte. Nu știu, poate perioada de timp, am auzit soluția, de exemplu, am auzit că multe edituri de la noi, de exemplu, din păcate, vor merge exclusiv pe carte străină, pe bestseller-uri și vor tăia foarte mult din producția de carte românească. Ceea ce nu e ok, dar poate ca măsură pe termen scurt va ajuta cumva la o redresare, deși, na, nu știu ce ar mai putea fi de redresat. Da, oricum, nu se miza foarte mult pe literatura română, tot traducerile erau... Da, deși
Uite, în ultima vreme au început să mai răsară și paralela 45 a început, Cosmin Perța, am lucrat și cu el, a reușit să ridice foarte mult, să pună sub lupă puțin literatura română. A avut o colecție foarte, foarte interesantă, Avantpost, care, da, acum am înțeles că e cam așa sub semnul întrebării. Poliromul, iar, a publicat destul de multă literatură română, dar, într-adevăr, pe primul raft mereu vedem și în librării și pe site-uri, dacă intrăm, cărțile străine și bestsellerurile. Și ne întoarcem la discuția de la început Da. cu strategia, cu greșeala de marketing de a scoate mereu în față ceea ce oricum se vinde. Cred că virtualul o să acapareze tot mai mult teren în situația asta. Cum o să se schimbe modul în care se organizează toate evenimentele culturale, lecturile publice? În perioada chiar imediat următoare nu va fi o problemă foarte mare pentru că, de exemplu, vor putea fi organizate în aer liber, în fața librăriei, pe terase, na, cu un anumit număr de participanți, cred că chiar și înăuntru, deși nu știu exact dacă e voie, parcă nu. Cred că un număr foarte mic de oameni Un număr și cu o foarte mic, da, și distanțare. cred că și în funcție de spațiu. Da. Și s-ar putea în lunile care urmează să se mai liniștească puțin apele privind COVID-ul și să devină un pic mai permisivă treaba, dar deja se anunță din toamnă al doilea val, deci practic tot virtualul și tot internetul vor domina și na, pentru mine am asistat, am intrat la câteva lansări de carte online, chiar la librăria la două bufnițe din Timișoara, urmăresc pe Facebook canalul lor, dar nu e același feeling de participare directă la o lansare de carte, când poți interacționa cu autorul, poți pune întrebări, e tot timpul eram obișnuit la orice lansare să existe interacțiunea asta cu publicul. Mai spune cel care prezintă cartea o glumă, cineva din public mai interacționează, așa. Practic fiecare vine cu discursul scris de acasă. Nu, lipsește practic cel mai important aspect, interacțiunea și conexiunea umană, care oricât ar vrea virtual nu o poate recupera. Dar lipsă de altele, e ok. A fost și asta o soluție. Da, și o soluție bună. Cum s-au desfășurat lucrurile cu școala online? Sigur, a Da. fost un câștig pentru anul școlar, dar poate fi ceva de lungă durată în România? Da, eu probabil că te refer la faptul că eu sunt și profesor. Da. Și la fel, aceeași poveste de mai puțin mai devreme cu lipsește din nou interacțiunea, dar s-a dovedit în aceste luni că chiar se poate face școală și fără a fi în aceeași sală, adică poți să pregătești o lecție pe Zoom, nu ai feedback-ul, nu poți să știi dacă elevii sunt atenți sau dacă doar intră și închid camera și fac altceva în timpul ăsta și microfonul și îl închid. Dar cumva această problemă o aveam și în timpul orelor, adică nici acolo nu puteai să fii foarte bine atent care e atent la lecție și care citește un roman mai interesant decât ce are proful de spus de sub bancă sau care fac alte lucruri. Dar pentru mine, ca experiență, pot să zic că a fost una destul de pozitivă această școală online. A funcționat mai bine decât mă așteptam. Ca niciodată în acest an, parcă aș fi avut nu știu, așa, un fior nostradamic, în sensul că chiar înainte de apariția pandemiei, deja în al doilea semestru aveam la toți elevii câte două, trei note, ceea ce nu m-a împiedicat să le închei media chiar și așa, adică am fost mai harnic ca niciodată, l-a dat note.
Niciodată n-am făcut, de obicei era mai leneș, mă lăsa mai pe finalul semestrului, dar parcă aș fi Ai avut așa anticipat. un... Da, m-am anticipat cumva, am avut un spirit prevestitor, mai ales că îmi place și literatura science fiction. Da. Există interes pentru literatura română, pentru literatura română contemporană din partea tinerei generații? Te referi din partea elevilor? Da. Nu. Nu există interes nici măcar pentru literatura obligatorie pe care o au cea străină sau literatura universală. Nu pot să spun că există interes prea mare. Copiii ăștia din generațiile din ce în ce mai noi se nasc cu tableta și cu telefonul în mână, au acces la informația imediată, nu mai au nevoie să citească cărți, pot imediat să acceseze un articol, sunt foarte informați. Literatura nu mai ocupă un prim plan, din păcate, pentru tineri. Și o spun cu regret treaba asta și o spun din interior, pentru că știu ce se întâmplă. Da, nu, prea puțin. Literatura română contemporană era la un moment dat, le-am citit-o un fragment dintr-un scriitor contemporan, fără să le spun că e contemporan, și au fost foarte șocat să afle că scriitorul încă mai trăiește, pentru că ei sunt obișnuiți cu literatura canonică din manuale a autorilor de secolul XIX, XVIII și așa mai departe. Ceea ce e o constatare destul de șocantă pentru un profesor. Da, se vadă că elevii cred că toți scriitorii sunt morți. Da, da. Cu ce crezi că o să rămânem după perioada de pandemie? O să ne schimbăm cumva obiceiurile culturale? O să ne schimbăm noi ca oameni? O să fim mai empatici? Cel mai important ar fi să ne schimbăm noi din interior, adică să învățăm ceva din toată nebunia asta. Cred că, nu știu, adică suntem obligați să fim mult mai atenți cu rigorile de igienă, să fim cumva mai înțelegători unii cu ceilalți. Poate lecția asta am învățat-o la cozile infernale care au apărut la începutul pandemiei prin supermarketuri. Cred că, da, deși nu sunt extrem de optimist, îmi place să cred că avem foarte multe de învățat de pe urma acestei lecții, care până la urmă a fost un fel de un fel de warning, un avertisment foarte subtil al naturii care ne înconjoară și care a spus, hei, mai opriți-vă, mai stop, că deja nu mai pot eu să respir din cauza voastră. Ia mai stați puțin în case și lăsați-mă un pic să-mi revin. Da, aici. Iar din punct de vedere cultural, să vedem, cred că efectele editurilor se vor vedea cam după jumătate de an, un an, se vor vedea cum vor duce și câte vor supraviețui și cum vor trece de această perioadă. Dar cred că au nevoie de un plan serios de austeritate și bine pus la punct ca să o facă. Da, mă gândeam și că publicul poate a deveni mai dornic să caute, nu știu, pentru că s-au pus pe internet tot felul de tururi ale muzeelor virtuale, ori teatru online, și mă gândeam că poate așa o să ne schimbăm cumva opțiunile și... Da, mă bucur că mi-ai dus aminte, pentru că am folosit toate aceste tururi virtuale chiar și la catedră și am trimis multe link-uri elevilor. I-am spus că acum aveți timpul, poate nu o să aveți timp viața asta să mergeți la cu tare și cu tare muzeu prin Anglia, Franța, America. Acum aveți posibilitatea să o faceți aproape pe viu, nu e chiar pe viu, dar aveți și timp, pentru că sunteți toată ziua închiși în casă și
puteți puțin să vă mai schimbați orizontul. Da, rămân. Avem foarte multe resurse la îndemână. Asta e un mare plus. Și de aici cred că ne vom descurca mereu. Omul cumva s-a adaptat celor mai grele perioade. Până la urmă, nici nu se compară acest virus gripal cu, nu știu, perioada de ciumă prin care a trecut omenirea și tot a trecut cumva. Da. Sperăm că în scurt timp tot va fi mai bine și lucrurile se vor liniști. Să sperăm. Îți mulțumim că ne-ai fost alături și te așteptăm cu noi proiecte sau manuscrise la Casa de Pariuri Literare. Să ne auzim cu bine la Zoom pe Literatura Română. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și a fost o plăcere. Și pentru noi, mulțumim.